Ieri după amiază, reprezentanții cluburilor Mușcelul Câmpul Lung și Rapid București au stabilit ca cele două formații să se întâlnească într-un meci amical în această iarnă, mai precis, miercuri 27 ianuarie. Cel mai probabil meciul se va disputa pe baza ProRapid din București sau poate pe stadionul din comuna Berceni. Totul depinde numai de condițiile meteo de la acea dată. La jumătatea sezonului, Mușcelul Câmpul Lung este pe locul 2 în Liga a 3-a, iar după 16 meciuri jucate, Rapid București este pe locul secund în Liga a 2-a. Giuleștenii, pregătiți de Dan Alexa, s-au reunit luni dimineață la baza ProRapid, iar mușcelenii urmează să se întâlnească pentru prima oară în acest an, pe 19 ianuarie, la stadionul municipal din Câmpul Lung. Rapid București este o echipă iubită de mulți suporteri în municipiul nostru, unul dintre ei fiind Alexandru Lulea, directorul sportiv al echipei Mușcelul Câmpul Lung, cel care de altfel a și stabilit acest joc amical. Suporter al giuleștenilor este și secundul Liviu Hapaină, câțiva dintre jucători, dar și o parte dintre membrii galeriei formației Mușcelul Câmpul Lung, cei care în timpul meciurilor afișează steaguri vișinii, un banner cu stema giuleștenilor și fredonează o melodie care face trimitere direct spre Rapid București. În decembrie 1993, Rapid București a jucat la Câmpul Lung împotriva formației Aro, în meci contând pentru 16-mile de finală ale Cupei României. Mușcelenii s-au impus atunci cu 5-3, în urma loviturilor de departajare. Despre acel meci au vorbit Sergiu Coman și Alin Durdun, foști jucători ai echipei Aro, în conferința de presă susținută în vară înaintea galei fotbalului mușcelean. În istoria echipei, care a fost una excepțională, au fost și alte meciuri. Meciuri cu diverse conotații și semnificații în același timp. Acel meci din cupă, când i-am eliminat pe cei de la Rapid. Mi-au cam aminte, eram elev și meciul s-a desfășurat în decembrie. Nu mai știu, mi-au cam aminte, 12-13 decembrie. Da. Și era gheață pe teren. Și ne-am făcut la uzină niște crampoane speciale să nu alunecăm. Că se mirau cei de la Rapid. Bă, dar de ce nu alunecați? Mm-hmm. Și la Rapid aveau o echipă cu nume atunci, dar să nu uităm... Aveau crampoane speciale? Da, nu aveau, uite astea în picioare. Dar să nu uităm că și noi aveam jucători cu experiență atunci. Fost reguli de la FC Argeș și Voicu, Tănase, Mihai Marcel, Simion, chiar eu am avut șansa să bat ultimul 11 metri, da, și lui Toader, și mi-a spus că ratez și eu, care băteam 11 metri nu, și nu prea ratam de fel, aveam încredere că... Chiar i-am zis, o să mă țin minte toată viața. Că treaba aceasta m-a întrebat lumea pe-n oraș. Când... Ce ai spus tu? Chiar există ră... o legendă. I-ai da. Spus că da. Îi dai acolo în stânga? Da, zic, tot acolo ți-l dau. Și acolo intra. Acolo. Ultimul decisivul penalti. Da, eu m-am întâlnit cu el pe la... Eram într-un cantonament noi pe la Stejarul, pe la Scornicești și veneau de la Electroputere, Lusesc Bătăie cu 1-0 și ne-am întâlnit la Popasa acolo. Și a venit la mine și mi-a strâns mâna. Deci m-a recunoscut, m-a ținut minte, zic că tu ești ăla, că balistul la Câmpul. Țin minte că a fost, era sala de judo plină de suporte. Deci și pe sala, în afară de nu, stadion, cele spectatori atunci a fost și pe sala de judo. Da, era și pe, pista. Nu mai pun pista, dar era și sus sala de judo.